Ieri la ora 10 a debutat campania de vaccinare împotriva COVID-19 a cadrelor medicale de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Baia Mare, unitate medicală nominalizată alături de alte 9 spitale din țară. În prima zi a campaniei au fost imunizate 105 cadre medicale dintr-un număr total de 210, iar astăzi restul de 105. La centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Baia Mare au fost amenajate 2 puncte de vaccinare cu spațiu pentru triajul epidemiologic și spațiu post-vaccinare cu respectarea fluxurilor de acces, ieșire și respectarea normelor de protecție sanitară. Primele cadre medicale vaccinate au fost Alina Rus, medic coordonator secție ATI, Spital Suport COVID-19, respectiv Cristina Cucu, director medical al Spitalului de Pneumoftiziologie din Baia Mare. Primele doze de vaccin, care cu siguranță vor salva vieți. Doresc să le mulțumesc încă o dată doamnelor doctor care au fost primele care au experimentat acest vaccin. Dânsele au o atitudine pozitivă, îndemn populația să ia partea bună din toată această experiență și să-și facă vaccinul. Bineînțeles că o să-l fac și eu la un moment dat, când o să ne permită numărul de vaccinuri. Și sperăm ca să trăim vremuri mai bune și anul 2021 să ne aducă altceva diferit de 2020, să scăpăm de această pandemie. Vă mulțumesc! Astăzi mă gândesc cu speranță și încredere la acest vaccin, la faptul că vaccinarea anti-COVID va limita sau chiar eradica această pandemie, permițând astfel invitarea supraîncărcării spitalelor cu pacienți COVID, accesul pacienților non-COVID la asistență medicală corectă și în bune condiții, reluarea activităților economice sociale care ne lipsesc atât de mult. Totodată fac un apel pentru vaccinare ca o măsură de responsabilitate și grijă pentru propria persoană, pentru cei foarte dragi, dar tot pentru comunitate. Sunteți de atâtea luni în prima linie, care a fost experiența vaccinată pe care la ATI, colega noastră poate spune, dar pentru noi toți aceste luni, care sunt foarte multe, au fost în fiecare zi cu emoție, în fiecare zi cu stres, în fiecare zi cu griji pentru pacienți, pentru colegii noștri, pentru activitatea pe care o facem în fiecare zi. Cele mai multe momente de la ATI, nu știu, lăsi colegii. De fapt, asta mi s-a făcut, în afară de dramele pe care le-am văzut familii întregi decimate, o să zic așa, dar îmi zic colegii cu ce nu rudele sunt greu de consolat, dar când proprii noștri colegi ajung acolo și noi trebuie să-i ținem de mână, să le spunem niște vorbe de curaj în care mă rest, eu sper că toată inima ta vaccină schimbarea și luminița de la capătul tunelului, pe care o așteptăm tot de foarte multe. Nu, dar gravidă a fost pacientul pe care a zis asta. A fost o experiență neplăcută, cum a fost acela? A fost experiență. A avut în vedere și perioada sărbătorilor de iarnă, că și direct în medicală la Spitalul Județean este sărbătorilor de iarnă, o veste absolut minunată. Sperăm ca prin această vaccinare să reușim să rupem această sănătate, uite și acest cerc vicios care vine de imediat de un an de zile, deci ne-a schimbat, ne-a modificat întreaga viață și mă bucură foarte mult faptul că am reușit atât să începem vaccinarea de zile la noi cu primul cu personalul tot, curat la Spitalul de ATI. De din acest moment am vom ocupa să reușim să spun toate lucrurile de mai Thank you.
cele 210 doze de vaccin distribuite pentru județul Maramureș au fost aduse direct cu pază militarizată de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino din București. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino reprezintă Centrul Național de Stocare al Vaccinului de tip ARN-COVID. În cadrul depozitului, colegii noștri sunt de specialitate, asistenți de farmacie și farmaciști, evident, și care sunt pregătiți să lucreze și să gestioneze tot acest proces. Ce transmiteți oamenilor de acasă, din punctul dumneavoastră de vedere, celor care sunt puțin sceptici în legătură cu eficacitatea vaccinului? Pot doar să-mi exprim o părere personală și să spun că eu mă voi vaccina, pentru că nu suntem într-o perioadă critică și este singura modalitate de a ieși din pandemia aceasta și să ne revenim cu toții și să revenim la o viață normală. Cred că este singura soluție în momentul de față. Ce se întâmplă cu vaccinul din momentul în care ajunge în acest depozit? În momentul în care va ajunge în depozit, la noi vor urma procesele de recepție, după care va fi depozitat în congelatoarele noastre la temperaturi foarte joase, de -75 de grade. Ulterior acestui proces va urma procesul de livrare către centrele regionale din țară, din cadrul spitalelor militare, iar necesarul de vaccin, de doze de vaccin care va fi administrat pacienților, va fi gestionat de către centrele de vaccinare din țară. Cine efectuează transportul acestor vaccinuri? Transportul se va realiza cu structuri din cadrul Ministerului Apărării Naționale în condiții controlate de temperatură și maxime de siguranță maximă. Programul de funcționare a centrului de vaccinare este de 12 ore pe zi, între orele 8 și 20. Capacitatea de vaccinare a centrului este de 120 de persoane pe zi, cu respectarea intervalului de timp stabilit de așteptare. În județul Maramureș sunt 16 centre de vaccinare stabilite, în municipiul Baia Mare, municipiul Sighet-Omarmației, orașele Baia Sprie, Borșa, Șomcuta Mare, Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Ulmeni, comunele Moisei și Poinele de Sub Munte, care vor deservi cetățenii în procesul de vaccinare. Acestea își încep activitatea în funcție de etapele prevăzute în campania de vaccinare. Echipamentele de comunicație au fost asigurate de către Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Maramureș. Ele sunt funcționale și au fost predate persoanelor nominalizate din centrele de vaccinare.